cuvintele care ne marchează extrem de mult sunt emoție, sunt istorie, cultură și educație. Pentru că acestea sunt obiectivele pe care prin acest proiect am dorit să le atingem. De ce spun educație, în primul rând? Pentru că reprezintă un loc ideal în care copiii pot să afle extrem de multe lucruri despre istoria noastră, despre istoria românilor. Discutăm de asemenea despre zone istorice și despre construcții ce marchează zonele istorice. Nu ascund, mizăm în cadrul acestui proiect pe un număr important de vizitatori. Dorim să ajungem undeva la 200.000 de vizitatori pe an. Dorim de asemenea ca prin modalitatea în care realizăm și prin modul în care dispunem machetele, machete ce reprezintă în fapt clădiri sau monumente din România la o scară de 1 la 25, dorim ca aceste obiective să reprezinte un punct de atracție pentru turiști.